Un grav accident rutier s-a petrecut vineri 4 ianuarie în municipiul nostru. Un tânăr de 18 ani din localitatea Perieța a accidentat un bărbat de 21 de ani din Slatina, chiar pe trecerea de pietoni. Acesta a fost transportat de urgență la un spital din Craiova. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În ziua de 4 ianuarie anul curent, în jurul orelor 19:30, un tânăr de 18 ani din comuna Perieți, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Aicuza din municipiul Slatina, la trecerea de pietoni semnalizată cu indicator rutier și marcaj pietonal din zona serviciului rutier, a accidentat un bărbat de 21 de ani din municipiul Slatina, care se angajase în traversarea străzii. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Situația ridică multe semne de întrebare, întrucât același șofer este cercetat și pentru ucidere din culpă după ce în luna decembrie 2018 a accidentat mortal un biciclist în vârstă de 53 de ani din localitatea Perieți. Deși bărbatului a fost reținut permisul de conducere, se pare că la fiecare 15 zile îi se eliberează o dovadă care îi dă dreptul să circule nestingherit. Întreaga situație a stârnit controverse pe rețelele de socializare, unde cetățenii aduc acuzații grave, cum că se încearcă mușamalizarea acestui caz.